Astra își va încerca mâine puterile în fața Stelei pe Național Arena, unde va fi însoțită de inimoasa galerie de la Giurgiu. Susținătorii echipei sunt optimiști. Astra este pe primul loc și în mare formă și vine după 9 victorii consecutive. În plus, Steaua este în pasă proastă și a pierdut puncte în partide pe care le putea câștiga în mod normal. Cei mai fideli membri ai galeriei spun că Astra va spulbera Steaua și mâine și în meciul de sâmbătă, iar campionatul este al nostru. Două meciuri la rând cu Steaua, la ce să ne așteptăm? La nimic, deci putem să câștigăm ușor. Un egal și acasă la noi, batem la ei acasă, Steaua nu mai joacă cum a jucat sezonul trecut, nu mai este echipa de temut, suntem peste ei, nu este problemă, avem încredere și atât. Da, toată lumea și-ar dori ca Astra să aibă două victorii. Eu, unul personal, spun că ar fi super bine și un egal la București și acasă să batem, deci 4 puncte din 2 meciuri ar fi super ok pentru Astra, ar spulbera campionatul într-un cuvânt, dacă ar face treaba asta cu Steaua, deci se poate. Avem formă, suntem într-o formă foarte bună, Steaua, după cum ați văzut, nu joacă practic nimic, deci putem să batem. Mâine susținătorii echipei se vor strânge de vreme în fața Teatrului Tudor Vianu, de unde vor pleca în număr mare spre Național Arena, unde va sta în cel mai îndepărtat sector față de Galeria Stelei. Pentru meciul de miercuri cu Steaua, Galeria Astrei se va întâlni în fața Teatrului Valah, începând cu orele 15:30, ceva de genul. O să ne adunăm acolo, cine vrea și își dorește să meargă alături de noi în galerie să susținem Astra, sunt așteptați în fața Teatrului Valah. Partida de mâine este considerată confruntarea campionatului, punând față în față cel mai bun atac din Liga 1, cel al Astrei, cu o apărare foarte bine organizată, cea a Stelei. Specialiștii apreciază că dacă Steaua va obține 6 puncte, are șanse mari să câștige campionatul, iar dacă Astra va împărți punctele cu Steaua, câștigătoarea se va decide între formația din Ghencea, Astra și Petrolul, și de ce nu Pandurii, Dinamo sau chiar CFR Cluj, pentru că mai e mult până departe. Meciul de mâine de pe Național Arena va începe la ora 20:30 și va fi transmis de Digi Sport.